Anii în care economia statului elen a fost dependentă de banii comunității internaționale au luat sfârșit. După trei tranșe de sprijin din partea organismelor globale, care au însumat aproape 300 de miliarde de euro, Atena poate solicita din nou credite pe piețele de capital. Chiar dacă luni Grecia a ieșit oficial din criză, vor trece decenii până când țara va achita aceste împrumuturi uriașe. Guvernul va fi nevoit să taie în continuare cheltuielile publice, așa cum au impus creditorii. În cei 8 ani, funcționarii publici și-au văzut salariile aproape înjumătățite. Pensionarii au simțit din plin cele 23 de episoade de tăieri ale pensiilor. Aproximativ unul din 5 greci nu are un loc de muncă. Austeritatea nu s-a încheiat, dar guvernul elen dispune acum de o rezervă bugetară de siguranță de 24 de miliarde de euro. Oficiul de statistică din Grecia a informat că în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul precedent, PIB a crescut cu 0,5% după un avans de 0,2% în trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru. Tehnic, două trimestre consecutive de creștere a PIB reprezintă încheierea recesiunii. Exceptând un scurt răgaz în 2014, economia Greciei s-a contractat constant, începând din 2008, pe măsură ce creditorii internaționali au impus măsuri dure de austeritate în schimbul împrumuturilor destinate să mențină țara pe linia de plutire. Încheierea programului de susținere a stabilității este o veste bună atât pentru Grecia, cât și pentru zona euro. Pentru Grecia și poporul său marchează începutul unui nou capitol după o perioadă critică existențială. Reformele ample pe care Grecia le-a realizat au pus bazele unei recuperări durabile. Aceasta trebuie să fie cultivată și menținută pentru a permite poporului grec să profite de avantajele eforturilor și sacrificiilor lor. Europa va continua să stea de partea Greciei. Începând cu data de 22 august, Grecia intră sub incidența unui cadru de supraveghere personalizat care va asigura continuitatea măsurilor puse în aplicare în perioada anterioară. Grecia este, de asemenea, principalul beneficiar al Fondului European pentru Investiții Strategice, dezvoltat sub administrația Juncker în raport cu PIB-ul. Fondul va declanșa investiții de peste 10 miliarde de euro și va sprijini mai mult de 20.000 de întreprinderi mici și mijlocii din Grecia.